Cristina Zavarski. Cei care mă cunoaște deja știți că de aproximativ 2 ani și jumătate am blogul meu de fashion cristinazavarski.com, unde puteți găsi articole de fashion, beauty, dar și cele personale. Cred că a venit momentul să încep un nou proiect alături de voi, prin care cred că o să mă cunoașteți mult mai bine. În luarea acestei decizii, și anume de a crea videoblog by Cristina Zavarski, au contat foarte mult mesajele voastre pe care le primesc pe Facebook sau pe mail, în care îmi cereți sfaturi de styling, de exemplu, sau întrebați despre produsele mele cosmetice preferate, sau, de exemplu, ați văzut o piesă vestimentară la mine și nu știți unde o puteți cumpăra. Cred că prin acest vlog aș putea să vă răspund mult mai bine la toate întrebările voastre. Acum o să vă explic pe scurt ce vor conține episoadele din vlogul meu. În primul rând o să povestim despre fashion. O să vă vorbesc despre shop-urile mele online preferate. O să vorbim despre cum să sortăm hainele și, nu în ultimul rând, o să vă arăt garderoba mea. De asemenea, vor fi foarte multe episoade dedicate frumuseții. Știu că acest aspect vă interesează foarte mult. O să vă povestesc despre produsele mele cosmetice preferate, despre cele de îngrijire a părului sau a tenului. Eu ca și voi am folosit o mulțime de produse, unele mai bune, altele mai puțin bune, și cred că pot să împărtășesc multe lucruri cu tine din experiența mea. Știți acea afirmație, deșteptul învață pe greșelile altora. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că acești 2 ani și jumătate ați fost alături de mine și sper din tot sufletul că și în acest proiect o să am parte de sprijinul vostru. Știu, vorbesc cu accent. Poate unii dintre voi nu cunosc, dar limba română nu este limba mea maternă și vorbesc în română doar de 5 ani. De ce? Probabil, nu probabil, ci sigur, voi avea niște greșeli de exprimare și dacă cumva le vedeți sau le simțiți, nu ezitați să mă corectați. Acest lucru m-ar ajuta foarte mult pe viitor. Dacă vă întrebați care este limba mea maternă, limba mea maternă este rusă. Așadar, ne vedem săptămâna viitoare cu primul episod din vlogul meu, în care o să vorbim despre garderoba de bază a unei femei, o să vă arăt piesele mele preferate și încet încet o să începem să ne pregătim de primăvară. Să știți că garderoba mea de primăvară deja este gata. Aceste videouri le veți putea găsi pe blogul meu cristinazavarski.com, aveți adresa aici, dar și pe canalul meu de YouTube, unde nu uitați să-mi dați subscribe. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez și vă pup cu drag. Pe curând!